S-a aflat pe baricadele luptei pentru limba română și alfabetul latin, pentru drepturile și libertățile neamului, a fost și o poetă cu har și o parlamentară curajoasă. Vorbim despre regretata Leonida Lare, readusă în actualitate astăzi printr-o placă comemorativă dezvelită pe fațada casei unde a locuit. Oamenii veneau cu flori și cu eternul tricolor spre casa Leonidii Lare. Veneau ca la o mult așteptată întâlnire cu neuitata poetă, simbol al idealurilor noastre de libertate. Leonida Lare este geniul poeziei și demnității și tot ce este mai frumos aici în Basarabia. O luptătoare mare, mai îndrăzneață decât oricare bărbat. A stat cu pieptul deschis în fața vrăjmașului. Dezvelirea plăcii comemorative este o inițiativă a Uniunii Scriitorilor cu suportul Primăriei Chișinău. Să ne amintim astăzi de Ziua Limbii Române pe Leonida Lare. Să-i aducem un omagiu ei și altor mari personalități. Această placă a fost realizată și finanțată de către Primăria Municipiului Chișinău. În casă, la etajul 6, a locuit Leonida Lare, drept aici, la acest colț. Și ne-am stăruit să amenajăm, să fie frumos. Deosebit de emoționat era autorul imaginii în bronz a Leonidei, sculptorul Mihai Damian. Atâta responsabilitate, vă imaginați, Leonida Lare, care 80% chipul imprimat în memoria populației noastre. Înseamnă că ceea ce a gândit, a simțit, a gândit și a făcut Leonida cu colegii ei și cu prietenii ei, în acea vreme, a fost bine. Și asta e toată bucuria noastră. Actrița Ninela Carantil, o bună prietenă a Leonidei Lare, regretă că neînfricata luptătoare pentru reîntregirea neamului românesc nu mai este printre noi. Pentru că ne mai așteaptă, din păcate, o luptă grea, decisivă, lupta pentru identitatea noastră, pentru limba română, pentru istoria noastră și sigur că ne lipsește Leonida astăzi. Într-adevăr, numele Leonide revine. Ar fi fost cadou de mult să fie, pentru că nici stradă nu are Leonida Lare, nici bust. Dă-mi, Doamne, durerile toate și lasă-mă fără de dor, dar fă și un pic de dreptate pentru acest popor. Și vedeți că prima parte s-a realizat, dar a doua încă nu avem. Placa cu imaginea în bronz a poetei a fost instalată pe fațada casei unde Leonida Lare a locuit din 1990 până în 2011, când a plecat în eternitate.